Mr. President, Mr. Acting Prime Minister, Defense Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, soldiers, it's a really great honor for me to be here today. And I'm very happy to be able to visit the NATO Force Integration Unit in Romania and to see how fast work has progressed and to see the results of the decisions we took last fall and to see that it unfolds and that is implemented here in Bucharest. This small headquarters is part of a big plan. The biggest reinforcement of NATO's collective defense since the end of the Cold War. Six such units are being set up in the eastern part of our alliance. Secretarul general al NATO, după ce i-a salutat pe oficialii români în prezența acolo, a spus că se bucură de faptul că acest centru de comandă a fost realizat rapid, că este un pas important în, pentru NATO. They will have a key role in planning, exercising and assisting reinforcements in planificarea. This unit will also send a clear message. NATO. NATO is here. NATO este aici. NATO is ready to defend against any threat. Da. NATO este gata de apărare împotriva oricărui inamic. România este de altfel un aliat. We have just NATO. Planted a fir tree. Am plantat aici trei copaci. A wonderful symbol. Este un simbol minunat. The fir tree is evergreen. It will grow in Romania for generations to come. Like the tree, NATO's roots in Romania, ca un copac, rădăcinile NATO în România are growing. Vor crește. And Romania has been firmly anchored in NATO for over a decade. Da, și România este în NATO de mult. Traveled far away from home to make a significant contribution. Trupele României sunt alături de NATO și în afara țării. And they continue to do so. Și vor continua să facă asta. Honor their sacrifice. Sunt gata pentru sacrificiu. Their remarkable professionalism and their dedication. Trupele românești au dat dovadă de dedicație și de remarcabil profesionalism. Știu cât de mândri sunt românii de forțele lor. Romania also helps to promote stability in our neighborhood. România de altfel promovează stabilitatea în zonă. The Republic of Moldova, Ukraine, vorbește și despre Georgia to get stronger. Faptul că România va ajuta Moldova, Georgia și Ucraina să devină mai puternice. A key part of NATO's missile defense system. Este scutul rachetă o parte importantă a scutului antirachetă. Another major contribution to our collective defense. And you have made important political commitments. Au fost mai multe angajamente politice importante. Within the next 3 years. Care vor fi probabil în următorii 3 ani. So NATO is strong with Romania. Așadar, NATO este puternic cu România. Iar România este puternică în NATO. Această solidaritate este o parte a alianței noastre. One for all. Toți pentru unul. And our commitment to this principle, enshrined in Article 5 of our founding treaty, is unwavering. Today, we face a fundamental change in our security environment. Facem o schimbare fundamentală în dezvoltarea securității. To the east. În oprirea acțiunilor Rusiei în est, în lupta față de extremiști în sud, NATO must fundamentally adapt. Asta este una din calitățile NATO care se adaptează. Știm exact ce avem de făcut și mai avem multe de făcut în continuare. Our readiness and our speed. Our interim spearhead force is now operational.
Trebuie să dezvoltăm viteza și capacitățile operaționale. Forțele NATO numără peste 40.000 de oameni. Faster than before. And we are developing ways to deal with hybrid threats, vom dezvolta în continuare with the European Union. Vom dezvolta în continuare NATO împreună cu Uniunea Europeană. Tot ce avem de făcut. It is transparent and in line with our international commitments. We do this to keep our countries safe. Vom menține țările noastre în siguranță și vom lupta pentru libertate, democrație și o societate deschisă. Copacii pe care tocmai am plantat vor rămâne și acesta este un simbol mândru al of Romania's strength in NATO, of NATO's protection for Romania and for the potential bond between Romania and NATO. So congratulations. Felicitări. It's great to be here and to see this new headquarters being și vedem acest centru de comandă place and being established here in Bucharest. Care va da stabilitate în București.